Salut! Continuând discuția de săptămâna trecută cu privire la personal branding, astăzi o să vorbim puțin despre social media și aportul pe care îl aduce cu privire la găsirea unui job, respectiv a informațiilor de interes pentru tine cu privire la companii, cultura acestora și metodele lor de recrutare. Suntem contemporani cu tehnologia care permite un acces instant la informație, iar prin platformele de social media îți poți crea un brand personal de efect. Trebuie să te asiguri că prin aceasta scoți în evidență lucrurile care te pun în avantaj, fără a exagera cu capacitățile privind skill-urile tale. Este bine de știut faptul că așa cum voi căutați joburi pe Facebook, la fel procedează și recruterii atunci când sunt interesați de un anumit candidat. Fii activ online, în acest fel recruterii vor avea o viziune mult mai amplă asupra potențialului și background-ului tău, chiar dinainte să vă cunoașteți. Social media are beneficiul major că facilitează înțelegerea potențialilor angajați, ce pasiuni au, ce le place sau nu și care sunt implicațiile pe care acestea le au cu privire la integrarea ta în cultura companiei interesată de tine. Imaginează-ți cum ar fi ca recruterul interesat de un anumit candidat să-l urmărească pe acesta la partidele de tenis, la ieșirile în oraș cu prietenii sau la debate-urile politice în vremuri de criză. Cam dificil, nu? O prezentare a ta cât mai vizuală, poze și video, va atrage întotdeauna în detrimentul prezentărilor text. Faptul că îți crești vizibilitatea printr-un blog, vlog sau orice alt fel de expunere este întotdeauna un plus. Știai că poți să folosești și Instagramul în avantajul tău? Poți dobândi o grămadă de cunoștințe privitoare la cultura companiei care te interesează, doar urmărind contul online al acesteia, în cazul în care au și postează conținut frecvent. Dacă nu au, pot să le sugerez asta și sunt sigur că vor aprecia. Social media îți permite să accesezi cel puțin 4 lucruri importante. 1. Să descoperi trenduri și idei noi. 2. Să te conectezi cu oameni și companii de interes pentru tine. 3. Să atragi atenția asupra muncii și activităților tale. Și 4. Să-ți creezi un brand personal de succes. Trebuie să reții faptul că înainte de orice interacțiune cu o companie interesată de tine, fie că este vorba de un interviu sau doar de o simplă întâlnire pentru a vă cunoaște mai bine, aceasta întotdeauna va fi precedată de un research consistent din partea recruiterului, fie că este vorba de Facebook, LinkedIn, Instagram sau Twitter, fie orice altă platformă în care ești activ online și postezi conținut despre tine sau despre activitățile tale.